Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Șoc! BlackRock își face propria monedă. E o știre, sunt niște știri, sunt niște discuții, deja am primit întrebări, multe mesaje. Daniel, distruge BlackRock piața cripto, dar e bine, dar nu e bine, foarte multe păreri. Mamă, păi vine BlackRock, își face monedă, păi asta e rău pentru piață, dar nu, e bine, dar nu știu ce. Ca de obicei în piața cripto, oamenii vorbesc fără să aibă un minim de informații despre ceea ce discută, iar părerile circulă așa, de jur împrejur. În același timp, sideways-ul, adică Bitcoin-ul s-a dus la 61.000 de dolari, acum e la 67.000. Ce să zic, pentru cei care sunt și cu leverage, este un carusel sentimental foarte fascinant ce se întâmplă acum, da? Probabil e greu de descris ce simte cineva care s-a decis ieri să fie short. Astăzi se decide să fie long, poate pe după amiază suntem din nou în direcția opusă, pentru că asta înseamnă sideways. Bun, dragilor, deci discuția despre BlackRock și moneda lor este de fapt un fond tokenizat, da? Un fond de investiții. E ca și cum eu mâine vreau să strâng bani în comunitate, bă, vreți să investiți în Bitcoin sau în Ethereum sau în whatever? Ok, facem această monedă care se numește InvestRO, da? O ducem undeva la cuca măcăi, gen British Virgin Island, Canada, că s-a dus BlackRock acolo, de ce nu ne aduce și noi cu InvestRO sau RO Invest, da? Nu există, deci nu vă apucați să căutați că nu există, e doar o chestie imaginară, dar să zicem care exista, da? Ne ducem în British Virgin Island, aplicăm și la SEC să ne dea binecuvântarea pe la autoritățile care trebuie, dacă vrem să luăm bani de la americani, dacă nu vrem să luăm și vrem să luăm doar de la români. Mergem de la ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu tare, cu tare, pe la BNR, pe la instituții, pe la ANAF, vedem ce, cum. Și oamenii cumpără acest RO Invest sau Invest RO, whatever, da? Iar cu banii ăia, fondul cumpără Ethereum sau Bitcoin, da? Conform contractului pe blockchain, oamenii ar primi un randament pentru investiția lor. Este piața în bear market, nu primesc nimic. Primesc sfaturi și mângâieri pe crește. Gen, stați liniștiți că o să fie bine și nu o să fie rău. Da? Exact ce făcea MicroStrategy când toți dădeau cu pietre în ei. Haideți să vedem. Deci povestea asta care vă spun eu cu RO Invest sau Invest RO este ce au făcut BlackRock. După cum vedeți din titlu, BlackRock dezvăluie build, B-U-I-D-L, de fapt un fel de build amestecat, cum era la hold sau hold sau hodl, da? Bun. Inițial acest fond, când a fost supus spre aprobare la SEC, ei vreau să aibă tichetul minim, adică suma minimă de intrare în acest fond de 100.000 de dolari. Acum băieții au văzut că ETF-ul pe Bitcoin rupe, da, și toată lumea vrea o bucățică de ETF, toți vor să fie acolo, că se rupe, sparge Bitcoin-ul. Oamenii au zis așa, stați un pic. Păi ce-ar fi dacă facem noi un fond tokenizat pe Ethereum, da, înainte să dăm drumul la șmecheria cu Ethereum ETF, da, ca să creăm mai mult context. Păi oameni deștepți, n-ai ce să le ceri, da? Adică nu puteau să facă un ecosistem gen un fond pe Bong sau pe, nu știu, Pep sau pe Wifi, Dogfi sau cum se cheamă. Da? Oamenii au făcut pe Ethereum, oamenii fac Bitcoin, Ethereum, s-au uitat pe CoinMarketCap și au zis așa, noi BlackRock-ul, dacă te uiți în portofoliul nostru, ce vezi? Păi vezi Microsoft, vezi Apple, vezi Tesla, vezi Nvidia, nu vezi Bong, nu vezi, nu știu, taraba de la bobor de mici. Oamenii investesc în chestii top, da? Acest fond poate periclita piața cripto sub nicio formă, în nicio culoare. N-are de ce, n-are cum. Oamenii nu vor să se ducă în nicio zonă, nici pe Gamify, nici pe DeFi, nici pe nimic. Oamenii au zis așa, băi, care este problema în zona financiară și va rămâne forever ever cât timp nu există educație financiară? Oamenii nu știu să gestioneze bani. Dacă tu ai turnuri de cleștar, turnuri de sticlă, ai reputație, ai făcut Bitcoin ETF, faci Ethereum ETF, da? Nu o să vină oamenii cu roabe de bani la noi, ba da. Acum fondul lor este între 5 milioane și 100 de milioane de dolari per client, da? Și probabil pot să strângă miliarde cu fondul ăsta. Practic și-au mai făcut o jucărie. Care este interesul lor? Păi e simplu. Iau bani de la investitori, cumpără asset-uri, că na, investitorii nu știu să o facă singuri, și împart profitul.
le iau fiul, gen vila noi cu 5 milioane, păi da, dar îți luăm 3% sau 5% entry level, știi, taxa aia de intrare la noi în ecosistem. No, bun. Și fac vagoane de bani. Este fondul ăsta un pericol pentru piața cripto? Nu, nu este, pentru că el este un fond făcut pe blockchain. Poate oamenii o să diversifice, o să investească în acțiuni, o să investească în monede, o să investească în ce vor ei. Da? Deci cam asta este explicația cu BlackRock-ul. Cei care s-au paranoizat sau se temeau cu ceva rău se poate întâmpla, acum nu cred că au de ce să se mai teamă. Dacă aveți întrebări sau vreți să elaborez, să studiez mai mult despre proiect în sine, vă rog să mă anunțați și o să o fac cu mare drag. Hai să vedem ce face Bitcoin. Bun, suntem pe graficul Bitcoin USDT pe Bitstamp, da, pe daily. Putem remarca foarte ușor că avem o rezistență aici. La 67.000 și 900-800, da? Avem o rezistență, suntem a patra zi aici, da? Piața este peste 20 moving average, ce v-am zis, asta face diferența între trend bearish și trend bullish. Dacă piața revine sub 65.700, înseamnă că redevenim bearish, da? În acest moment suportul nostru major se află aici, la 59.400. Nu l-am atins, dar am atins vârful de canal pe DI, da? Sunt șanse să ne întoarcem aici? Da, pentru că suportul ăsta nu știu cât de solid este. Da. Dacă ne uităm pe daily, stochastic RSI este jos. MACD-ul încă nu e verde, da, deci astea sunt semne bearish. RSI-ul este bearish, da, este întors în jos, a urcat și acum e întors în jos. Dacă ne uităm pe 3 zile, situația e alta. MACD-urile dau semne de slăbiciune, da? Lumânarea este în continuare roșie și nu arată foarte bine, da? Și avem zona asta, 58.000, da? Care cred eu că în continuare acționează ca un magnet. Hai să-l vedem pe 4 ore. Pe 4 ore suntem sus, am făcut deja lumânare roșie, aici am făcut un fake, da? Sideways asta înseamnă, vedeți, am plecat de aici, ne-am dus aici, ne-am întors aici. Se poate întâmpla același scenariu, să coborâm până în 61-60, să ne întoarcem. Da? Asta înseamnă sideways, să te duci în ambele părți. Ce trebuie să facă piața ca să fie bullish? Din punctul meu de vedere, acum avem în față o corecție pe 4 ore și o corecție pe oră în desfășurare cu 200 moving average acționând ca și rezistență. Stați așa că ascund asta, da? Se vede clar, linia albastră 200 moving average este rezistență, ne-am dus în el, ne-a respins, acum încearcă probabil să mai duc o dată. Da, atât timp cât asta este rezistență, suntem bearish pe oră. Hai să vedem pe 4 ore. Pe 4 ore, 50 moving average este rezistență. Aș vrea ca să fiu bullish din nou, albul să fie deasupra, galbenul la mijloc și albastru de desubt ca și suport. Deocamdată este un scenariu bearish. Da? Deci nu m-aș apuca să visez că ai vezi pe pereți. Ce targetez eu acum personal? O zonă de intrare nouă. Am avut o poziție pe AEVO, am închis la 2.75. Aștept să reumplu și să încarc AEVO jos. O să fac un episod separat în care vom discuta despre decizia mea de a intra temporar în AEVO. Am văzut deja multe comentarii, multe discuții, speculații vis-a-vis de marele unlock pe care AEVO o să-l aibă în mai. Trebuie să fac o mențiune. Investiția mea în AEVO nu este una pe termen lung, este una pe termen scurt, adică swing trades, da? Trade-uri în care nu stai mai mult de, nu știu, 3-4 zile, da? Și călărim valorile. Da? Sper ca foarte curând să am plăcerea să vi-l aduc pe canal pe CEO-ul de la AEVO. Ieri, dacă nu v-ați uitat la interviu, l-am avut pe Mike, CEO-ul de la ETHFI, da? Un liquid staking decentralizat pe Ethereum, un proiect care abia s-a lansat acum 3 zile pe Binance Launchpad și pe Binance, da? Pe Binance Launchpad s-a listat mai de mult, dar pe Binance s-a listat acum 3 zile, da? Deci ceva foarte proaspăt. Urmează o serie de interviuri cam cu toate proiectele mari, cu oamenii de
factorii de decizie din proiectele mari listate în ultima perioadă pe Binance, da? Pentru că vreau să pun România pe hartă, vreau să aduc oameni care contează la nivel de blockchain și crypto global, da? Chiar dacă îi aduc prin intermediul interviurilor și nu fizic în România, e o chestie de moment. Vă anunț public că vine momentul când voi face un mega eveniment la Sala Palatului în București, unde voi aduce oameni de la cele mai importante proiecte cripto, da? Și vom face un panel de discuții în care o să întreb pentru audiența de acolo și probabil vom face și un stream online despre ce sunt proiectele lor, ce vor să facă, cum vor să facă, dar mai ales să fac o campanie de conștientizare că România este o țară foarte importantă pe harta cripto, cu peste 2 milioane de oameni care au investit. Cei de la Binance știu deja treaba asta, că România este o țară fanion, da? Și o țară foarte importantă pentru Binance, da? O să revin cu un episod dedicat pentru AEVO. Până atunci sper că a fost clar. Am ales o perioadă, o parte din fondurile care de obicei le alocam pentru Polkadot, să merg pe AEVO, randamentul mi se pare mult mai ok. Dar asta nu înseamnă că renunț la ideea de Polkadot sau că nu mai îmi place ca proiect. Dragilor, acesta este site-ul meu oficial, mihaidaniel.ro. Aici puteți să găsiți serviciile mele, și anume cursul cripto de tranzacționare, analiză tehnică premium pe YouTube, interviul meu cu Thomas Kralo, interviul meu cu fondatorul Bybit și multe altele. De asemenea, găsiți serviciul de consultanță cripto, da? Cu review-uri, cu comentarii, cu nu știu ce, da? Deci pe mihaidaniel.ro găsiți toate serviciile mele publice, toate sunt făcute pe companie românească cu plăți la stat. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă!